agentul principal Alexandra Cârstescu și agentul Octavian Mateiu de la secția MRI au povestit la Campus TV despre intervenția din acea seară, când au fost nevoiți să pună la pământ un bărbat extrem de violent, aflat sub influența băuturilor alcoolice. Soțul își agresa soția, în locuință erau și doi copii. În momentul intervenției a devenit agresiv, moment în care am procedat la imobilizarea acestuia și încătușare. În timpul intervenției, într-adevăr, am suferit și noi anumite vătămări, dar ideea este că niciodată nu ne lăsăm doborâți și mergem acolo să aplicăm legea și să putem salva persoanele care ne cer ajutorul. Ajunge acolo la fața locului, după cum a spus și colega, a devenit agresiv mai întâi verbal, după care și... V-a înjurat mai mult. Da, niște, da. Așa. Am încercat să-l calmăm, să aducem discuția într-un punct în așa fel încât să ne înțelegem, însă acesta nu s-a conformat, nu a dat răspuns, devenind din ce în ce mai violent. Și s-a impus încătușarea acestuia. În cele din urmă, după ce s-au asigurat că minorii s-au îndepărtat, polițiștii au mers mai departe și au reușit să-l imobilizeze pe individ. Ați folosit armă din dotare, măcar să puneți mâna sau să-l speriați într-un fel? Nu puteam folosi arma din dotare pentru că în locuință se aflau doi copii. Și spray-ul iritant lacrimogen l-am folosit după ce acei doi copii au părăsit locuința. Nu putem să folosim astfel de mijloace în prezența copiilor. Care dintre voi l-ați folosit? Eu. Deci n-ai avut nicio problemă, gata. Adică în momentul în care, după cum a spus și colega, am văzut că acel copil nu mai este în pat acolo, am văzut că pot folosi, atunci am hotărât să-l folosesc. Până și atunci practic ăla a fost momentul care l-a cam demolit. Exact. Pe individul respectiv. Da, deja fusese pusă o cătușă, iar în momentul în care s-a folosit și spray-ul, am putut să finalizăm. A încetat să mai opună rezistența pe care au opus-o. Și am reușit să-l îngăt. Prezent în ediția specială de aseară, comandantul IPJ, comisarul șef Laurențiu Pantazi, a apreciat curajul celor doi tineri agenți care și-au pus viața în pericol pentru a rezolva situația. Sunt astfel de situații oarecum ingrate pentru cei care își riscă sănătatea și poate chiar viața la astfel de intervenții. Continui, deci punctez faptul că totuși nu s-au lăsat timorați de condițiile de noapte, de condițiile de a intra în domiciliu, apropo, ați pomenit de celebrul de acum nefericitul caz de la Caracal, deci nu au cumpănit niciun moment. Mai mult au avut o minimă strategie acolo, sper că nu împietăm cu nimic, ancheta. A rămas colegul cu el și colega a intrat pe undeva până altă parte, pe spate și l-au surprins. Rănile s-au datorat, povesteam cu dumneavoastră, nici nu știu când s-au rănit, după aia și-au dat seama după ce legaseră și... Dacă i-a dat rănile, n-a intervenția. Adică... Ce s-a întâmplat. Da. Deci, per ansamblu, un cumul de lucruri bune, eficiente, care au condus în primul rând la înlăturarea stării de pericol atunci pe loc. Discutam totuși de doi copii foarte mici și de o femeie care era chiar în pericol. În prima fază a ieșit la ei cu arma albă improvizată, n-a ieșit doar să-i trimit acasă. Bărbatul agresor a fost reținut pentru 24 de ore, apoi arestat pe o perioadă de 30 de zile pentru ultraj și violență în familie. În schimb, a doua zi după incident, în semn de solidaritate de Ziua Națională, colegii de la IPJ le-au pregătit o surpriză și i-au așteptat pe cei doi polițiști în curtea instituției, primindu-i cu aplauze și cu sirenele pornite. Faptul că ați fost vingători și că nu v-ați lăsat. Mulțumim. Felicitări. Și acum o să-mi permiteți alături de colegii mei să vă onorăm cu un salut de sigur. Mulțumesc.